Domnule Petnic, metalurgistul cu girele din nou lider în seria a 5-a, după a 5-a victorie consecutivă, dar totuși un joc destul de greu cu Baia Mare, început de la 0 la 1, practic. Da, din păcate am început mai slab meciul. Până la urmă, băieții și-au revenit, am reușit să câștigăm, a fost un joc dificil. Ce este cel mai important este că din nou am făcut cele 3 puncte. Avem un moral bun pentru meciul cu Sebiș și sper ca și băieții să joace cât mai bine, să lege cât mai bine jocul și să avem un joc mai bun, un joc de calitate. Ați pomenit de debiul cu Sebiș. Vă întreb ce obiectiv aveți în acest meci în contextul în care se vede că s-a înfilipat o coaliție anticugireană în județul Arad, conform declarațiilor oficialilor de acolo. Am rămas și eu foarte uimit. Nici nu știu ce să spun când un conducător cu numele Ionuț Popa vine și zice în ziar să se întâlnească toate echipele, să-și facă calcule, să vadă cum e mai bine ca să nu iasă cu girul pe locul întâi, ce mai este de zis? Înseamnă că domnul Popa poate asta a învățat în acei ani care i-a petrecut în fotbal, nu vreau eu să vorbesc despre dânsul, dar este urât. Este urât, fotbalul se joacă pe teren, ceea ce am arătat-o și noi și suntem fericiți de poziția pe care o ocupăm. Suntem fericiți de victoriile pe care le legăm și până la urmă asta este cel mai important. Mergem la Sebiș să jucăm fotbal, mergem să câștigăm, ca la orice meci. Vă așteptați la o atmosferă ostilă? Nu ne așteptăm la o atmosferă ostilă, ne așteptăm la un derby frumos, cu lume în tribună, pentru că ăsta este jocul de fotbal. Când sunt spectator și este miză, când oamenii fac o atmosferă frumoasă, te simți și tu bine, și ca fotbalist, și ca conducător al unei echipe. Din câte rechim, cu girul nu a pierdut în județul Arad până în prezent. Să ajute Dumnezeu să nu pierdem nici acum, să venim victorioși și mergem mai departe cu toate coalițiile și cu toți conducătorii. Cum mi se pare play-off-ul? Este cu totul alt campionat. Deocamdată nu s-a lăunit toate calculele, dar se pare că Baia Mare a rămas în luptă directă cu Oșoveni și cu Halău pentru două locuri. Cum mi se pare? Ce înseamnă play-off de fapt? Mi se pare, personal, mi se pare o mare greșeală. Am discutat și cu alți conducători de la celelalte echipe care mi-au împărtășit această gândire pe care am avut-o. Este greșit. Este greșit că s-a plecat așa, pentru că vă dați seama, punctele făcute, de exemplu, cu unirea jocului, cu sănătatea, cu cele care nu prin play-off nu contează, atunci pentru ce am mai jucat. Asta e munca băieților, e normal ca munca lor să fie răsplătită. Dar mă gândesc și cred că așa era normal să se țină cont de toate punctele. Baftă la Arad! Să ajute Dumnezeu, mulțumim să fie!